Este diferență, fraților și surori, între a te îngrijora și a te îngriji. Cum spunea fratele Mihai, și un exemplu biblic concludent este cel din Luca, din capitolul 2, de la versetul 41 în jos. Este aici textul acela care străpunge pătura de tăcere care planează în jurul Domnului Hristos în primii 30 de ani ai vieții lui. Există doar singura atestare de la vârsta de 12 ani în care îl vedem pe Domnul într-o ipostază foarte interesantă. Putem să numim textul acesta cu un titlu sugestiv, când îl pierzi pe Dumnezeu. El era Dumnezeu, dar părinții lui l-au pierdut. L-au pierdut pe Dumnezeu. Și de ce oare? Pentru că, vedeți, e mare diferență între a te îngrijora și a te îngriji. Și putem să punem în prima categorie, în categoria îngrijorării, pe Iosif și pe Maria. În categoria a doua, a celor care se îngrijesc, era Domnul Hristos, chiar dacă avea 12 ani. Cum spunea cineva, după mamă avea 12 ani, dar după tată avea o veșnicie. Era Dumnezeu. Și acum îl vedem pe Domnul Hristos mergând la Ierusalim, spune, la praznicul Paștelor. Și haideți să vedem puțin o radiografie a îngrijorării, să vedem ce s-a întâmplat cu părinții. Versetul 42, uite, când te îngrijorezi, când cazi într-o rutină. Ascultați versetul 42. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Atunci când vii la biserică după obiceiul celorlalți, că vin și ei. Te duci și cânți în față ca și obișnuiesc ceilalți să cânte. Și așa mai departe, putem da multe exemple. Poți să cazi în îngrijorare, pentru că ai căzut într-o rutină și rutina nu este bună. Spunea cineva, rutina produce rugină spirituală. Uite, primul simptom, căderea în rutină. Al doilea simptom este căderea în neatenție. Versetul 43 spune așa, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta, au căzut în neatenție. Și atunci când nu ești atent cu Biblia, cu calea Domnului și cu lucrurile bune care Domnul ți le dăruiește în viața aceasta, să recunoști că le ai de la Dumnezeu, tu nu ești atent. Uite, ei l-au primit pe Hristos, era în familia lor, era Dumnezeu acolo. Și când nu ești atent cu Dumnezeul care stă în inima ta și locuiește acolo prin Duhul Sfânt, atunci poți să cazi în îngrijorare. Se spune că două păsări s-au întâlnit într-o zi și au început să discute. Și au zis, ne mirăm foarte mult de oameni, că ăștia atâta se îngrijorează că albesc. Dar zice, noi nu încărunțim niciodată. E așa o imagine sugestivă asta, să știți. Pentru că uite, atunci când nu ești conștient cine este cu tine, ce poate cel care este cu tine, atunci cazi în îngrijorare. Mergem mai departe. O a treia cădere, am numit-o în credulitate, că nu, e diferență și între credință și credulitate. Versetul 44. Au crezut că. E mare diferență între a crede și a fi credul. A fi credul înseamnă să crezi pe oricine altceva în afară de Dumnezeu. A crede înseamnă să-L crezi numai pe Dumnezeu. Numai pe El. Ce zice El? Te bazezi pe El. Au crezut că. Era o părere. Băi, Iosif, oare unde-i copilul? O, zice, e cu copiii ceilalți, se joacă. No, bine, hai să mergi. Trei zile! Păi da, măi, noaptea, n-ați înoptat pe nicăieri, n-ați dormit? Nu știu. Probabil că dorme prin ceva grajd cu copiii, atunci se zbenguiau ca și vițelușii atunci.
era la țară și, uite, dorme pe unde. Trei zile, măi, și trei zile nu l-au găsit. Uite. De ce? Au căzut aici, au fost creduli. O, un gând, înainte o neatenție și ați văzut, începe îngrijorarea. Vai de mine, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Versetul 48. Îl văd până la urmă și spune, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Dar de ce? Păi uite ce s-a întâmplat. Au căzut într-o rutină, mergeau la sărbători din rutină, în neatenție, după neatenție, credulitatea și până la urmă, fraților și surori, un fel de, nu știu cum să o numesc, activitate inutilă. Și asta e o a patra cădere a lor. L-au căutat printre rude, printre cunoscuți, versetul 44, activitate inutilă, pentru că Domnul, vedeți, s-au dus la Ierusalim, l-au căutat, măi, poate au rămas în Ierusalim. Și aici vedem a te îngriji, ce înseamnă a te îngriji? Până aici am văzut ce înseamnă a te îngrijora, s-au îngrijorat pentru că spuneam, au fost treptele acestea de cădere. Dar a te îngriji este total, total diferit. În primul și în primul rând, spune versetul 46, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor. Uite, o acțiune bună ca să ne tămăduiască, să ne lecuiască de îngrijorare. Atunci când mergem în mijlocul înțelepților, în mijlocul oamenilor Scripturii, apostolii, prorocii și citim despre ei, dar și în viața de zi cu zi, când căutăm niște oameni care îl au pe Dumnezeu aproape, mergem în mijlocul lor și notați ce frumos subliniază aici versetul 46. Ședea în mijlocul lor, era foarte isteț, așa, ședea și stătea, spune Scriptura aici, ascultându-i și punându-le întrebări. Sunt oameni la care vrei să le spui câte ceva și ți-o iau înainte și spun, stai să-ți zic eu ce vrei să-mi zici și nu mai poți să vorbești. Băi, dar nu asta am vrut să zic. Și iar încerc să spui, stai că ți-o zic pe cealaltă. Și nu poți să stai cu ei de Domnul Hristos, uite, putem lua exemplu de la El. A te îngriji de lucrurile Tatălui din cer înseamnă să stai liniștit în mijlocul înțelepților, să-i asculți și apoi, auzindu-i pe ei ce răspunsuri dai, să le pui și tu întrebări, că deja știi acolo ce se ascunde. Erau ceva lucruri, niște taine. Și ei spune, toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Deci erau întrebări care el le punea și nu știa nimeni să răspundă. Și atunci el spunea, vreau să vă spun eu, pentru că el era Dumnezeu și era în mijlocul lor. Uite ce înțelepciune la el. Deci a te îngriji înseamnă următorul lucru, după textul nostru, să te duci în mijlocul înțelepților. Domnul să ne ajute. Să te duci în mijlocul înțelepților. Al doilea lucru. Dacă te duci în mijlocul înțelepților, să vorbești corespunzător cu cei apropiați. E foarte important lucrul acesta. Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu și nu și-a permis să jignească mama. Fraților și surori, era obicei în Israel când mergea tata și mama să-l ia pe un copil de undeva, tata vorbea. Mama nu prea avea dreptul să ridice cuvântul. Așa era atunci obiceiul. Acum mama, pe care o doare mai tare, ea încearcă să rezolve anumite situații astăzi. Dar atunci așa era, era un obicei. Ori așa de mare era durerea în inima lui Iosif și a lui Maria, și mai ales în inima Mariei, pentru că ea l-a purtat în pântece, nu era copilul lui Iosif, decât așa, în acte. El era Fiul lui Dumnezeu, el n-avea tată pământesc. Încât mama lui s-a uitat la el și a început să vorbească și el n-a jignit-o. Și în versetul 49 i-a spus foarte frumos, așa calm, de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și observați că aici în versetul 49 se produce o diferență foarte mare în gândirea lui Maria și a lui Iosif. Fiule, eu și tatăl tău te-am căutat. Și Domnul Hristos îi răspunde, auzi mamă dragă, eu am un singur tată, ăsta nu-i tatăl meu. Ține cont de lucrul ăsta, e tata din cer, e tatăl meu. Ori cu atât mai mult
cu cât noi avem tată și mamă, vorbesc în special copiilor care încă mai au părinți, se cuvine să le dăm cinste, Domnul să ne ajute. Și atunci ne îngrijim de familia noastră. Și sunt multe aspecte aici de discutat. Al treilea lucru, a te îngriji, iarăși e foarte important pentru noi, versetul 51. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Uite, ascultarea. Deci mergi la Nazaret, te duci acasă și ești supus părinților tăi. Supunerea e foarte importantă aici, uite, le era supus. Măi, și Dumnezeu să fie supus omului, ai mai văzut așa ceva? Uite, există în Biblie. Este al treilea aspect din textul acesta. Și apoi a te îngriji înseamnă și să te raportezi direct la Dumnezeu și să-L rogi pe El să-ți ofere o creștere sănătoasă. Chiar dacă noi deja din punct de vedere fiziologic ne-am dezvoltat și nu mai creștem mai mult. Oricum, Domnul spunea acolo ucenicilor că dacă îngrijorându-te ai putea să adaugi un cot măcar la înălțimea ta, adică 45 de centimetri. Spunea un frate, un prieten de-al meu într-o zi, băi, zice, am făcut așa un exercițiu de fantezie și m-am gândit că dacă ne-am tot îngrijorat și Domnul ar da o regulă în cer, de fiecare dată când mă îngrijorez să cresc cu 45 de centimetri. Zice, cred că am ajunge ca și zgârie nori. Cred că foarte mult ne îngrijorăm, fraților și surori, foarte mult. Dar Domnul a zis, măi, nu puteți să faceți lucrul ăsta și eu nu vreau să-l fac, pentru că ați devenit niște caricaturi. Ați fi foarte urâți, așa, în ochii oamenilor, pentru că nu există așa ceva în lumea noastră. Dar uite ce spune aici, Iisus creștea. Și creșterea lui, era copil, era de 12 ani, din creșterea lui ne luăm și noi, partea care ne se cuvine, dacă suntem de 12 ani sau sub, peste 12 ani, atunci putem lua toată partea asta. Dar dacă suntem deja la o înălțime fizică și nu mai creștem fizic, atunci o luăm partea cealaltă care ne se cuvine. Iisus creștea, unu, în înțelepciune, adică din punct de vedere intelectual, să ținem foarte mult cont de lucrul acesta, doi, în statură, adică din punct de vedere fizic, și trei, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, creștea și spiritual. Că vine Cartea Evreilor și spune că în toate zilele vieții lui pământești se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi. Uite cum creștea el spiritual. Și apoi patru, creștea și din punct de vedere social. Era plăcut și oamenilor. Deci observați, sunt patru creșteri care le-a avut Hristos Domnul aici în versetul 52. Și acelea ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Și atunci, zice, nu suntem îngrijorați și ne îngrijim. Și Domnul să ne ajute. Pentru că mai întâlnești câte un bătrânel, așa am întâlnit într-o zi o soră, avea 90 ceva de ani și am întrebat-o, ce frumos arăți, cum de te-ai îngrijit așa? Și am știut o soră de 101 ani care a primit vizita primarului din sat și a zis, te rog frumos, uite, ia un interviu că vreau să-l public în ziar. Ce ai făcut de arăți așa de bine? Și a zis, știi ce am făcut, domnule? Am postit de două ori pe săptămână și m-a rugat la Dumnezeu. El credea, ce dietă, ce ai mâncat, ce ăsta, post și rugăciune, asta am făcut și Dumnezeu m-a binecuvântat. Haideți să ne ridicăm în picioare și au sosit aici niște cauze, dar înainte de aceste cauze e extraordinar, fraților și surori, un cuvânt de mulțumire, ceva deosebit. Mulțumesc Domnului că ieri mi-a salvat viața. Eram în trafic și într-o intersecție unde aveam prioritate. Nu mi s-a dat prioritate de către un tir și era să intru sub roțile acestuia. Dar am frânat, nu s-a întâmplat nimic grav, doar puține daune la mașină. Mâna Domnului a fost acolo și m-a salvat, slăvit să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Domnul. Bilete de astea să tot vină.